Proiectul de modernizare a legii privind securitatea națională este aproape gata și va fi supus votului în Parlament cât de curând, a declarat ministrul apărării naționale Vasile Dâncu. Acesta spune că noua lege va permite modernizarea armatei române și achiziționarea de echipamente noi. În plus, una dintre priorități va fi creșterea alocării bugetare pentru apărare de la 2% din PIB la 2,5%. De asemenea, ministrul apărării a dat asigurări că nu se pune problema mobilizării tuturor bărbaților între 18 și 60 de ani în cazul izbucnirii unui război, așa cum se vehiculase. Mobilizarea tuturor bărbaților între 18 și 60 de ani. Nu se poate, pentru că cineva care n-a făcut stagiu militar, indiferent de vârsta lui, nu poate fi mobilizat pe front. Vorbim despre situații ipotetice. În momentul ăsta nu există nicio dovadă, niciun argument că România și NATO, pentru că este vorba de NATO, ar intra în vreun conflict cu Federația Rusă.